24 de persoane fără adăpost din Pitești au primit luni noaptea mâncare, ceai cald și haine groase. Altfel, nu ar fi rezistat gerului năprasnic. Ea este Victoria Mariana Floricel, are 43 de ani, dar arată de peste 60. Stătea pe stradă în ger la minus 14 grade. Ea și cățelușa pe care a crescut-o de când era cât o lingură. O fetița mea, nu te cu fără mine. Dă-că mămică e lângă tine, dă pui. E mămică lângă tine, pui, dă? Și te iubește, mami. Dă? Păi mică, mă, era un pisoi. Și eu am crescut-o de mică copilă, îi dădeam ca copilul ăla mic, mestecat în gură și îi dădeam să mănânce fata. Câțiva reprezentanți de la Direcția de Asistență Socială din Argeș, de la o asociație, tineri instituționalizați de la Centrul de Tip Familial Găvana și voluntari, au organizat acțiunea de salvare, practic, a celor fără adăpost. Le-am pregătit o supă de legume, avem aici, și o mâncare de fasole verde, iar pe lângă asta le pregătim și câte un ceai cald, care este foarte necesar pe vremea aceasta. Cu toate astea, în oale și sacoșe, au plecat pe străzi. Pe la Mariana au trecut de 4 ori, nu ar fi plecat de lângă cățelușa ei. Să plecăm? Ce zici? Hai, sunăm, facem așa, sunăm la adăpostul de câini să vină să-l ia cățelul și tu să mergi la adăpost la mine? Mor după ea. Păi dar duci-o înapoi după aia, o iei înapoi după aia. Ia să culcă cu mine, că cu mine e învățată să doarme. Am înțeles. Vreți să ne arăți unde dormi? Da. E cald acolo? Am 3-4 plapume și 2 pături. N-aveți familie, nu? Nu, n-am copii. Doar cățeaua? Fata și băiatul meu, bărbatul meu. Cum ați primit sarmalele? La femeile de aici, din locul. Vă aduc mereu mâncare? Da. Mâncare și brăcăminte. Uite, bea un ceai fierbinte. E bun ceaiul de fierbinte? Oi, se zice. Ești la burtă că sunt gravidă. Azi noapte cum ați dormit? Cu ce v-ați învălit? Am fost la spital. La spital am fost. M-am culcat pe scaunile alea, de mă glodea, de mai puteam, de frig. Ce era să mai zic? Am fost mulțumită că am stat acolo, la adăpost. Maria, noaptea asta o să mori dacă nu mergi cu mine la adăpost. O să mori aici. Hai să te ducem. Cățoa mea! Maria, hai să mergem la adăpost, da? Păi cățeaua rezistă, dar tu nu. Hai, Maria, hai să mergem. Până la urmă, cu frigul în oase, a cedat, a fost dusă la un centru. Nu mai fusese de ani buni într-o casă. Uite, asta ar fi camera. Da. Pentru tine și pentru omul tău. Da. Vreți să stați aici? Da. Mergem să-l luăm? Luăm. Haide. Tu nu vrei să rămâi aici să mă duc eu să-l iau? Nu. Nu vrei să fără rămâi. Mine nu merge. Nu merge fără tine. Bine. Mm. Mergem să-l luăm și pe omul tău atunci, da? Da. Bine. Oamenii străzii au primit și haine groase. Pentru 24 de persoane, facem asta de 10 ani. Este o campanie, se numește Să nu uităm de cei mai triști ca noi. Și are loc în fiecare iarnă în perioada asta geroasă. Îmbrăcat ponosit, flămând și murdar, fiecare om fără adăpost ascunde o poveste. Fiecare își poate strânge într-o plasă toată averea adunată de-a lungul vieții. Fiecare speră că într-o zi se va întâmpla o minune și va trăi așa cum își amintește că o făcea în copilărie.